Principala simptomă a ulcerului gastroduodenal este senzația de arsură localizată la nivelul stomacului. În cazul pacienților tineri, afecțiunea debutează zgomotos. La pacienții vârstnici, boala este demascată de o hemoragie digestivă. În această situație apar simptome precum greața, vărsăturile sau intoleranța alimentară. Este o afecțiune care aparține gastroenterologului și care are, bineînțeles, o simptomatologie din punct de vedere clinic. Iar diagnosticul complet se conturează pe aspectul endoscopic sau radiologic, în care apar anumite modificări ce conturează afecțiunea. Diagnosticul ulcerului gastroduodenal poate fi stabilit endoscopic sau radiologic. Aceste investigații indică anumite modificări care conturează afecțiunea. Pentru stabilirea unui diagnostic de certitudine, medicul poate recomanda și efectuarea unui test histologic care să stabilească diferența dintre ulcerul duodenal și cancerul gastric. Ulcerul e definit ca o lipsă de substanță, ca o mică rană la nivelul mucoasei și straturilor următoare, iar din punct de vedere radiologic, ulcerul este un plus de umplere, adică coloana baritată intră la nivelul acestei răni, la nivelul acestei nișe ulceroase și apare o imagine caracteristică. Conform ultimelor statistici efectuate, peste 15% din populație a suferit sau va suferi în cursul vieții de această afecțiune. Pentru a evita această boală, se recomandă de către specialiști o viață ordonată, regim echilibrat de muncă, mese la ore regulate și odihnă suficientă. O alimentație echilibrată cu toate principiile alimentare esențiale, repartizată în cel puțin 3 mese de-a lungul unei zile, este o măsură profilactică eficientă.